18 aprilie 2007. Trei creștini au fost legați de scaune, torturați și înjunghiați în mod repetat într-o tipografie de Biblie din Malatia, apoi au fost decapitați. Un an mai târziu, văduva Susan Jeske a declarat că această zi de comemorare a morții soțului ei este o zi de aducere a minte. În fiecare zi este 18 aprilie. În fiecare zi trebuie să trăiesc fără el. 5 suspecți au fost trimiși în judecată pentru uciderea bărbaților. 5 ani mai târziu, nu s-a făcut nicio condamnare. După incidentul din Malatia, participarea la programele bisericii a scăzut brusc. În prezent este din nou în creștere, dar și atacurile împotriva creștinilor s-au înmulțit. Bisericile protestante din Turcia au fost atacate de 12 ori în 2011. Creștinii au fost bătuți pentru că și-au împărtășit credința cu musulmanii, dar nimeni nu a fost acuzat pentru aceste crime. Situația aceasta a determinat Comisia Americană pentru Libertatea Religioasă să includă pentru prima dată Turcia pe lista țărilor fără libertate religioasă. Nina Shea, unul dintre comisarii care susțin această acțiune, spune că guvernul Turciei suprimă închinarea creștină. Ca rezultat, numărul creștinilor este în scădere. Creștinii reprezintă 0,15% din întreaga populație a Turciei. Sunt foarte puțini și vor dispărea curând dacă Turcia nu le oferă libertate religioasă. Ambasadorul Turciei la Washington consideră că acțiunea Comisiei Americane este motivată politic. Creștinii spun că aceasta se întâmplă pentru că guvernul turc nu face nimic împotriva intoleranței față de non-musulmani. Analistul pentru Orientul Mijlociu, Walid Fers, nu este surprins. El spune că prim-ministrul Erdogan islamizează societatea prin schimbarea de la o atitudine pro-NATO și pro-Occident. La una pro-islamică, mai mult anti-Israel și anti-Occident, și aceasta se realizează prin alianța cu Hamas. Și a condus la un conflict armat cu o grupare de teroriști din Gaza. Turcia a mai susținut și rebelii anti-Gaddafi din Libia și recent luptătorii opoziției din Siria. Acest stat devine o putere dominantă în Orientul Mijlociu. Și așa asumă rolul de lider, ajutând la modelarea viitorului Africii de Nord și a Orientului Mijlociu, turcii sunt îngrijorați de un singur lucru, și acesta este economia. 25% din turcii cu vârsta între 18 și 24 de ani sunt șomeri. Atenția sporită asupra Israelului și a Siriei afectează economia turcă. Din această cauză, nu mai sunt așa de multe locuri de muncă ca înainte. Turcia trebuie să-și rezolve întâi problemele interne și apoi să se concentreze pe Israel și Siria. Deși majoritatea turcilor se bucură de o societate mai deschisă și seculară, ei nu sunt surprinși de această întoarcere spre fundamentalismul islamic. De-a lungul istoriei, națiunea lor a acceptat cultura occidentală, iar apoi a respins-o. De exemplu, Catedrala Sfânta Sofia din Istanbul. Timp de 1000 de ani a fost cea mai mare catedrală din lume. După ce otomanii musulmani au cucerit orașul în 1453, au transformat basilica într-o moschee, acoperind mozaicele bizantine din secolul XII, precum acesta care îl prezintă pe Isus. Turcii otomani au pus bazele unui califat ca să conducă lumea islamică. În 1920, Mustafa Ataturk a fondat un stat secular. După 100 de ani, se pare că Turcia se distanțează din nou de Occident. Erdogan face pași spre restabilirea unui califat turcesc. Va exista un califat, dar nu vor fi lupte pentru conducerea califatului și astfel ne vom întoarce în timp cu câteva secole. Va fi un califat arab sau unul otoman, ne vom întoarce în timp. Între timp, creștinii turci se roagă pentru o libertate religioasă mai mare și pentru toleranță. Tinerii turci, precum Mohamed și Suleiman, continuă alergarea după un viitor mai bun. Avem nevoie de locuri de muncă și pace. Avem nevoie de rezolvare pentru problemele noastre. Este cea mai importantă zi din calendarul nord-corean. Vin aici în fiecare an. Și de 10 de ani continuă să vină aici. Îmbrăcați în cele mai bune haine, mii de oameni vin în capitala Pyongyang din întreaga Coreea de Nord. Ei mărșăluiesc spre statuia uriașă a lui Kim Il-sung și vor face plecăciuni în fața ei. Acestea sunt imagini de la sărbătoarea de anul trecut.
Poporul corean va transforma acest stat într-unul mare și puternic până în anul 2012, care va marca 100 de ani de la nașterea marelui lider Kim Il-sung. Ziua de 15 aprilie este numită Ziua Soarelui în onoarea zilei de naștere a lui Kim Il-sung. Chiar dacă a murit în 1994, el este numit președintele etern și este venerat ca un zeu. Mă face să-mi fie și mai dor de el. În timp ce milioane de nord-coreeni au sărbătorit a 100-a aniversare a lui Kim Il-sung în Coreea de Sud, în Seul, milioane de creștini s-au rugat ca trezirea să cuprindă această națiune comunistă. Timp de o săptămână s-au întâlnit în biserici, case și grupuri mici ca să-i ceară lui Dumnezeu să dărâme zidurile persecuției din Coreea de Nord. Oamenii de acolo suferă de prea mult timp și ceva trebuie să se schimbe. Dacă analizăm situația, pare una imposibilă. Dar cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Trebuie doar să ne rugăm. S-au rugat și pentru creștinii secreți din Coreea de Nord. Peter Kung are familie acolo. El a emigrat în Coreea de Sud în urmă cu câțiva ani. De asemenea, este și primul nord-corean care a obținut o diplomă în teologie. Am familie și prieteni pe care nu i-am văzut de ani de zile. Nu pot să-mi imaginez prin ce încercări trec. Este extrem de greu de aflat numărul exact al creștinilor din Coreea de Nord. Lim Cheng-ho este profesor la Universitatea Kosin din Coreea de Sud. Conform datelor colectate de la dezertorii nord-coreeni și de la organizațiile pentru drepturile omului, aproximăm că există 30.000 de creștini închiși în lagăre și alți 10.000 de credincioși care se ascund în întreaga țară. Peter a întâlnit câțiva credincioși secreți. El călătorește des în Coreea de Nord. I-am ascuns identitatea ca să-l protejăm. El spune că persecuția creștinilor s-a intensificat odată cu moartea lui Kim Jong-il. Nu putem decât să ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie și să protejeze acești credincioși și să sperăm că într-o zi se vor putea închina în libertate precum creștinii din Coreea de Sud și din întreaga lume. Nord-coreenii s-au adunat să sărbătorească acest eveniment istoric, iar pastorul Kung încurajează creștinii din întreaga lume să se roage ca Dumnezeu să realizeze imposibilul în țara sa natală. Oamenii vorbesc despre schimbarea regimului din Coreea de Nord. Da, poate va ajuta, dar nu va aduce o schimbare. Trebuie să ne rugăm pentru conducere. Trebuie să ne rugăm pentru o trezire spirituală care să cuprindă întreaga țară. În Statele Unite, americanii sunt liberi să se închine cum doresc, fie într-o biserică, sinagogă sau moschee. Libertatea religioasă și cea a expresiei merg mână în mână, ceva ce secretarul de stat american Hillary Clinton a încercat să transmită în cadrul unei conferințe internaționale pe teme religioase. Conferința de trei zile a avut ca scop promovarea unei legi a Națiunilor Unite cu privire la intoleranța religioasă, susținută de un grup numit Organizația de Cooperare Islamică. Cred că este un fel de mafie musulmană multinațională. E prezentă în 57 de state și în Palestina și urmărește promovarea legii Sharia. Această organizație islamică insistă să se implementeze o lege care să interzică defăimarea religiilor, dar grupurile pentru drepturile religioase spun că această lege e menită să prevină criticarea islamismului și să justifice legile blasfemiei, precum cele din Pakistan. Țările care susțin această rezoluție au un singur grup religios care reprezintă 99% din populație. Care este problema cu cei 1% și de ce trebuie ca această problemă să fie rezolvată la nivel internațional? Asia Bibi a fost pedepsită cu moartea conform legii blasfemiei din Pakistan. Cei care au făcut declarații împotriva legilor au fost uciși. Organizația de Cooperare Islamică a renunțat la legea defăimării în favoarea rezoluției 1618, dar unii cred că va fi folosită pentru a introduce legea ale blasfemiei în Europa și Statele Unite.
Nina Shea este autoarea cărții Redus la tăcere, cum au înghițit apostazia și blasfemia libertatea din întreaga lume. Ei cer Occidentului să impună pedepse pentru blasfemia împotriva islamului în interiorul granițelor occidentale, împotriva propriilor cetățeni, și înspăimântător faptul că aceste legi sunt adoptate în locuri precum Europa de Vest, Canada și Australia. Sekulow spune că organizația sa luptă împotriva adoptării rezoluției pentru că ar putea fi interpretată greșit în toate țările. Construirea de biserici și chiar să ai o cruce pe ușă poate instiga la violență. Dacă îi lăsăm să impună aceste reguli acolo unde religiile minoritare nu au nicio problemă, vor primi undă verde pentru suprimarea acestora. Sherlyn McAsarte a scăpat cu viață dintr-o ambuscadă care a avut loc în urmă cu 4 ani. 50 de rebeli musulmani înarmați au deschis focul asupra mașinii ei. Împușcată de 29 de ori, Sherlyn a supraviețuit în mod miraculos, dar piciorul ei a fost zdrobit, iar nervii au fost distruși. Atacul i-a provocat o paralizie temporară. Chiar dacă Sherlyn a fost victima unei confuzii, nu a fost supărată sau plină de amărăciune. Un musulman m-a dus la spital și mi-a salvat viața. De aceea cred că există ceva bun în fiecare persoană. Viața lui Sherlyn a fost salvată și mărturisește de multe ori despre credincioșia lui Dumnezeu. Ea a fost atrasă de întâlnirile cu persoane cu dizabilități. Experiența ei a făcut-o să înțeleagă nevoile lor. Sherlyn a avut dorința să-i ajute și a fondat o organizație numită SACLEI, care înseamnă cârje și care ajută persoanele cu dizabilități. Mulți dintre cei ajutați, precum Evelyn Penas, au fost multă vreme neglijați. Ea și-a pierdut capacitatea locomotorie în copilărie din cauza unui vaccin. Mi-era rușine și mă ascundeam de oameni. Stăteam doar în casă. Nici nu am mers în clasa întâi. Până la 15 ani, tata mă ducea peste tot. Mai târziu am învățat să merg în mâini și genunchi. După 50 de ani, Evelyn a primit primul ei scaun cu rotile oferit de SACLEI. Ea îl folosește ca să meargă la femeile din sat care au nevoie de manicură. Sunt foarte fericită că am un scaun cu rotile. Mă ajută să mă deplasez ca să câștig bani. Am bani să-mi cumpăr orez. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă ajută și că-mi oferă speranță. SACLEI a oferit și proteze pentru picior la cei care aveau nevoie. Naot, o femeie musulmancă, și-a pierdut piciorul într-o explozie. Ea a folosit un picior de lemn până când organizația lui Sherlyn i-a dat unul mai bun. Și Jimmy Tipo a primit un ajutor. El și-a pierdut piciorul într-o ambuscadă și a folosit un picior artificial fabricat din aluminiu și lemn. Sherlyn a ajutat mulți oameni cu dizabilități din comunitatea ei, dar nu s-a așteptat ca cineva din familia ei să aibă nevoie de ajutor. Cu o zi înainte de interviu, nepoata ei a fost împușcată de musulmani ziua în amiaza mare. Este al 4-lea atac în familia lor. Nepoata lui Sherlyn nu a fost rănită, dar soțul nepoatei ei a fost ucis pe loc. Fiica lor în vârstă de 9 ani a supraviețuit, dar piciorul ei a trebuit să fie amputat. Știu că diavolul nu dorește ca Dumnezeu să se folosească de mine, dar acest incident nu mă poate opri. Această situație ne-a provocat multă durere, dar suntem mulțumitori că este în viață. Suflarea de viață mă inspiră. Cred că Dumnezeu are un scop în toate acestea. Tragediile familiei au inspirat-o pe Sherlyn să-i ajute pe ceilalți. Ea îi încurajează pe cei slabi și le oferă educație, mai ales musulmanilor. Sherlyn este un făuritor de pace în Mindanao, un exemplu de credință creștină care lucrează pentru a transforma intențiile rele în ceva bun. What makes me love Rio is... Ceea ce mă face să iubesc Rio sunt oamenii care suferă din comunități precum acestea. Locuitorii încearcă să supraviețuiască, să-și plătească facturile și să pună pâine pe masă. Fiecare persoană de aici este o creație a lui Dumnezeu. Când Hristos a mers pe cruce, a mers și pentru acești oameni.
Aici lucrează Eric Ries. El se gândește mereu că există șansa să iasă pe stradă și să nu se mai întoarcă vreodată. Am scris o scrisoare soției mele. Dacă nu mă întorc, să fii puternică. Spune fetelor că îmi va fi dor de ele. Este greu să slujești în cartierele sărace, chiar și pentru brazilieni. Este greu, deoarece creștinii din Brazilia și din alte țări nu vor să facă o astfel de lucrare. Nu vor să iasă noaptea pe străzi și să predice cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu vor asta, ci să stea în bisericile lor și să asculte o predică bună. Cu toate acestea, cuplul de americani continuă să evangelizeze traficanții de droguri, membri ai găștilor și prostituate. Ramon Aris crede că mediul din care provin îi ajută foarte mult. Datorită mediului în care am crescut, am ajuns să slujim aici. Nu ne este greu să înțelegem oamenii cărora le slujim. Dorim să slujim oamenilor care au nevoie de Isus și se întâmplă să fie traficanți de droguri sau soldați. Ries și familia lui au venit în Brazilia în urmă cu 13 ani ca misionar din Albany, statul american Georgia. Provocarea lui cea mai mare? Câștigarea încrederii liderului unei găști, supranumit Nashul. Într-o seară, bărbatul a acceptat să ofere un interviu într-o locație secretă. Nashul, care la început a dorit să-l ucidă pe Ries, a vorbit de bine pe misionar. Este o persoană care a venit și a ajutat comunitatea care are multe nevoi financiare. El nu a venit să rezolve problemele financiare și să aducă pacea de care mulți au nevoie. La câteva zile după interviu, o gașcă rivală l-a ucis pe Naș, dar nu înainte să-și pună încrederea în Iisus Hristos. Nu mă voi întoarce într-o zonă de confort ca să am confort și să scurtez mâna lui Hristos și a lui Dumnezeu când oamenii mor, se îndreaptă spre iad și au nevoie să știe că viața lor poate fi schimbată radical. Ries primește acum ajutor de la un pastor brazilian care provine din aceste cartiere sărace. Am încercat să fur o mașină. Când m-am uitat în spate, am văzut mașina de poliție. Ei au început să tragă spre noi și un glonț m-a lovit aici. Mama îmi spunea mereu că și în ultima clipă din viața mea, dacă mă pocăiam, Dumnezeu îmi iartă păcatele. Atunci era ultima clipă. Am început o viață nouă cu Isus. Harul lui Dumnezeu l-a dus pe acest tânăr de la moarte într-o familie frumoasă, cu o soție iubitoare și copiii minunați. Doar harul lui Dumnezeu poate face așa ceva. Ramona Ries îl susține pe soțul ei în lucrare. Ea s-a împrietenit cu alte femei, printre care și Vivian, o mamă singură și o fostă prostituată. Când stabilim o relație, Duhul Sfânt își face lucrarea și acea persoană îl primește pe Hristos. Când văd că femeile se botează și se alătură unei biserici, pentru mine este cea mai mare răsplată. În vreme ce familia Ries se confruntă cu provocările zilnice ale lucrării în favele, oameni precum Vivian le reamintesc de ce au venit aici. Și nu i s-a spus aceasta deoarece este supraviețuitoarea avortului. John și fratele lui Andrew au experiență cu filme muzicale, dar s-au simțit obligați să regizeze October Baby, primul lor film de lung metraj. October Baby este inspirat dintr-o poveste reală, povestea lui Gianna Jason, care este o supraviețuitoare a avortului. Prima dată când am auzit-o vorbind, am fost sfâșiat. Nu știam că există supraviețuitori ai avorturilor și am fost atât de captivat de această problemă, încât am simțit că trebuie să facem ceva. October Baby
Barbie este un film la care râzi și plângi. Am vrut să vă facem să râdeți la fel de mult cât plângeți. Este o problemă atât de importantă că a trebuit să devină o poveste de dragoste. Filmul o are pe Rachel Hendricks în rolul lui Hannah și pe John Schneider în rolul tatălui ei. Sherry Rigby joacă rolul mamei naturale a lui Hannah, un rol care se potrivește perfect actriței care a făcut și ea un avort. Am citit scenariul și mi-am dat seama că este o paralelă la viața mea. Atunci mi-am dat seama că în ultimii 20 de ani Dumnezeu mi-a țesut viața într-un mod frumos. Unul dintre momentele emoționante ale filmului este scena în care Hannah își găsește mama naturală. Rigby spune că Dumnezeu a folosit acest rol ca să o vindece de avortul pe care l-a făcut. El mi-a dat o iertare deplină. Pot să spun că m-a întâlnit la fântână și mi-a arătat acea fetiță. Știu că a fost fetița pe care am avortat-o. El mi-a dat dragoste și har ca să înțeleg ce este iertarea și mi-a spus: e bine, s-a isprăvit. The love and grace and to really understand forgiveness and to say it's okay. It's been done. Frații Erwin doresc cel mai mult ca filmul să-i facă pe oameni să se gândească la problema vieții. Ideea filmului este că fiecare viață este frumoasă. Sperăm că în urma filmului oamenii își vor schimba părerea despre viață. Trăim niște vremuri extraordinare, în care suntem martorii renașterii poporului Israel. În urmă cu 40 de ani, națiunea Israel s-a născut din nou. Nici o altă țară nu a revenit la viață atât de brusc. Israel nu a fost scutit însă de-a lungul timpului la mari provocări și la nenumărate încercări de a-i se lua dreptul la statalitate. Pentru a aduce mai multă claritate în ceea ce privește înțelegerea vremurilor în care se află acest popor, studioul de televiziune Alpha Omega, în parteneriat cu Christian for Israel International, a organizat cea de-a șaptea ediție a conferinței Rugăciune pentru Israel. Pentru cei care n-ați mai fost la astfel de întâlniri ale noastre, vă amintim, vă reamintim, este la șaptelea an când organizăm, an după an, astfel de întâlniri. Noi le spunem conferințe, însă o să vedeți, sunt mai mult decât conferințe sau altceva decât o conferință obișnuită. Sunt întâlniri pe care noi, cei de la Alpha Omega, în parteneriat cu diverse organizații, le organizăm an de an. Sunt momente în care împărtășim din cuvânt, în care încercăm să provocăm Biserica Domnului din România să înțeleagă și să vadă planul Domnului pentru Israel. Încercăm să aducem informații noi, revelații noi, înțelegeri noi din cuvânt legate de problematica Israelului și de planul Domnului cu Israelul și cu Biserica Lui în zilele de pe urmă. Vorbitor principal la această conferință a fost Andrew Tucker, director Christian for Israel International. So the Father has times and seasons in His power. Deci Tatăl a păstrat vremurile și soroacele sub stăpânirea Sa. And the question is, what is the time and season of God? Și întrebarea este, ce sunt aceste vremuri și soroace care sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu? And I couldn't agree more that Israel, the fig tree, is the sign. Și nu pot să nu fiu de acord că Israelul este un semn, este smochinul, un semn pe care ni-l dă două Dumnezeu. But we can only understand the times. Dar putem înțelege vremurile. If we live and know the word of God. Doar atunci dacă trăim, dacă cunoaștem și trăim cuvântul lui Dumnezeu. Printre temele care au fost dezbătute la această conferință se numără Europa, Israel, legislația internațională și taina fără de legi în vremurile de pe urmă, primăvara arabă, ce înseamnă aceasta pentru biserică, pentru Israel și pentru Europa și care este semnificația profetică a sărbătorilor Domnului din perspectiva vremurilor de pe urmă. And we need to understand it's not special because God just loves the piece of land. Și trebuie să înțelegem că țara aceasta nu e specială pentru că așa îi place lui Dumnezeu și iubește el bucata asta de pământ. It's special because it's Jerusalem. It's special. E specială datorită Ierusalimului. It's the place where God's name will be glorified. E deosebită pentru că acolo numele lui Dumnezeu va fi proslăvit. It's the place where He promised He will re-establish His temple. Este locul în care Dumnezeu a făgăduit că va restabili templul Său.
Deci la această conferință s-a vorbit despre Israel, nevoia de rugăciune pentru Israel, de susținerea Israelului și semne profetice atât din istorie cât și actuale, cât și pe viitor în legătură cu istoria omenirii care este strâns legată de istoria lui Israel, de poporul evreu. What we wanted to talk about is understanding the times that we're living in. Am încercat să înțelegem dimensiunea spirituală, dacă vreți, a vremurilor în care trăim. Time we're living coming to the coming of Christ and the coming of Messiah. And we talked a lot about the fact Am discutat mult despre faptul că omul s-a îndepărtat de Dumnezeu și a dezvoltat un mod de gândire care a devenit separat de modul de gândire a lui Dumnezeu. De asemenea, am discutat mult despre nelegiuire, că ne-am pierdut simțul adevărului și al Domnului, despre adevărul revelat al lui Dumnezeu.